Vorbește tare și face zgomot. E adevărat? Nu. Deci nu poronul nici acel genar. Anul trecut, potrivit datelor unui chestionar făcut de Federația Națională a Părinților, mai bine din jumătate dintre părinții chestionați și-au dorit ca orele să se desfășoare față în față. Acum, din contră, mai mult de jumătate ar dori să își desfășoare orele online, cu toate că nu sunt chiar așa de calitate acele ore, dar pentru siguranța familiei și în special a copiilor ar fi preferabil la momentul acesta. Unii elevi, dar și părinți, susțin că orele ar trebui să fie în format online, pentru că rata de incidență este încă mare în municipiu, iar asta ar însemna un risc de îmbolnăvire pentru elevi. Și unii elevi și-ar dori ca orele să se desfășoare online. Spun că astfel riscul de îmbolnăvire este mai scăzut. Sunt de acord că ar trebui să fie online. De ce? Pentru că este rata de incidență prea mare. N-ar fi deloc riscul de îmbolnăvire și mi se pare că ar fi corect să nu ne îmbolnăvim, să stăm în case și după aceea să se pună o grămadă de restricții și toate astea. Mai bine e să fim liberi online, că mai multă școală e online decât fizic. În contextul participării la cursuri, elevii nu sunt expuși strict la ceea ce se întâmplă în cadrul unității de învățământ, ci și la mediul extern. Spre exemplu, foarte mulți elevi folosesc mijloace de transport în comun. Sunt însă și părinți care consideră că orele în mediul online nu îi ajută cu nimic pe elevi. În ultimii 2 ani au pierdut foarte multă materie, iar învățarea de acasă nu a fost deloc propice pentru ei, spun adulții. Aceștia recunosc că din această cauză copiii lor au ajuns să aibă mai multe lacune, motiv pentru care au fost nevoiți să apeleze la un meditator. Tot timpul trebuie să sacrificăm, hai să facem online. Trebuie să ne lăsăm pur și simplu să ne imunizăm toți cum ar trebui, chiar și copiii. De ce e problema copiii dacă ar veni? Dar eu dacă mă duc la serviciu nu pot să aduc COVID-ul acasă? Nu sunt de acord cu online. Ar trebui să vină fizic. Copilul meu de 15 ani a pierdut 2 ani de școală. Foarte greu i-a fost să intre la liceu pentru... Pierdem mult cu materia online. Nu ne convine mai mult și copiilor ca să mergem fizic la școală. Noi știm cum să ne protejăm copiii. Să-i aducem la școală, să-i predăm învățătoarei. Deci dacă totul este ok în școală, dacă sunt vaccinați, dacă li se fac teste de 2 ori pe săptămână, e super ok. Alți părinți consideră că toți profesorii ar trebui să se vaccineze. Astfel, elevii ar putea veni fizic la ore fără nicio problemă. Și profesorii, dacă s-ar vaccina 100%, la fel n-aș avea o problemă. Pentru că ei, de exemplu, toți se feresc, vai, nu mă duc să mă vaccinez. Și atunci de ce să-mi țin eu copilul online acasă, că nu dorești dumneata să te vaccinezi? Atunci stai tu acasă și copilul meu să vină la școală. Unitățile de învățământ din municipiul Constanța sunt pregătite cu tot ce este necesar pentru ca procesul educațional să se desfășoare în condiții de siguranță. Au fost puse la dispoziție și sume și dezinfectanți la propriu și măști. Avem tot ce ne trebuie pentru a-i proteja pe copii și cadrele didactice. Condițiile de desfășurare a orelor în format fizic sunt propice, cu atât mai mult cu cât școala deține substanțe dezinfectante și măști și alte echipamente de protecție pentru personal, inclusiv pentru cel medical, în cantitate suficientă. În municipiul Constanța, rata de incidență a ajuns la 5,13 la 1000 de locuitori, iar pe județ a atins 4,42 la 1000.